Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sunt Părintele Matei Vulcănescu, așa cum știți, din Patriarhia Antiohiei, Biserica Sfânta Paraschevii Romana și Sfântul Eduard Martirul de la Liverpool. Și astăzi aș vrea să, pentru că citesc comentariile dumneavoastră, vreau ca la unele comentarii care sunt mai incitante să încerc să răspund, pentru că important este să răspundem și să înțelegem exact cum stau lucrurile. Dar bineînțeles, pentru asta este nevoie și ca să avem mintea luminată de Duhul Sfânt și în inimă să avem această dorință după adevăr. Pentru că dacă nu avem o dorință după adevăr, pe urmă este foarte greu să înțelegem că celălalt spune adevărul. Dacă inima noastră este întunecată, dacă mintea noastră este întunecată, atunci nu înțelegem adevărul, nu putem să-l percepem. În schimb, cine își curăță inima de patim, înțelege că ceea ce spun este adevărul, că este realitatea. Da? Și, după cum vedeți, confirmăm lucrul acesta. Iată, avem aici un comentariu la postarea despre... Din câte mi-aduc aminte, despre canonul cel mare, da, pe care se pare că oamenii îl văd doar ca pe o chestiune pietistă. Adică numai în săptămâna aia ne umilim pe noi înșine, numai în săptămâna aia auzim doar cântarea miluiește-mă Dumnezeule, miluiește-mă, fără să înțelegem și fără să trăim că de fapt acest canon cel mare, de fapt ar trebui să-l citim în fiecare zi tot anul. Pentru că acest canon cel mare se referă la noi. Se referă la noi. Și noi nu suntem numai o săptămână în starea de pocăință. Trebuie să fim tot timpul în starea aceasta în care să ne dăm seama că mintea noastră este strâmbă, bolnavă și nebună. Și că nu putem să avem încredere în mintea noastră și toată încrederea trebuie să o punem în Dumnezeu, în Hristos, prin părinții noștri duhovnicești, prin episcopul nostru, prin sinodul nostru, prin părinții noștri duhovnicești, prin duhovnicul nostru prin care ne vorbește Dumnezeu, atâta timp cât duhovnicul, cât sinodul, cât episcopul sunt ortodoxi, nu ne îndeamnă, nu sunt eretici, nu sunt schismatici și nu ne îndeamnă la păcat. Atunci Dumnezeu prin aceștia vorbește, pentru că Hristos spune foarte clar: cine ascultă de voi, referindu-se la ucenici, de mine ascultă și cine ascultă de mine, ascultă de Tatăl meu. Deci, iată cât de simplu este. Și iată cum Dumnezeu lucrează prin oameni, prin oameni păcătoși, prin oameni neputincioși ca și voi, așa cum sunt și eu, având încă acest chip al lui Dumnezeu, pentru că noi suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și unii spun, suntem făcuți după chipul și trebuie să ajungem la asemănare. Răspunsul este că acest chip al lui Dumnezeu, din om, este și el alterat de păcat. Este alterat de moarte, de păcatul strămoșesc, de moarte, de societate, de tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și atunci vedeți că acest chip al lui Dumnezeu în noi este alterat. De aceea noi trebuie să mărturisim adevărul despre noi. Să vedem exact ceea ce suntem, să ne umilim. Iar această umilință este, de fapt, nu e nici măcar o umilință sau o smerire, cum greșit cred unii că ne smerim, adică, de fapt, noi nu suntem așa, dar noi spunem despre noi că suntem așa. Nu, greșit. Noi trebuie să spunem despre noi exact ceea ce suntem, pentru că noi suntem, mintea noastră este bolnavă, mintea noastră este strâmbă, mintea noastră este nebună, mintea noastră este, atât timp cât este depărtată de Harul lui Dumnezeu, nu poate fi decât nebună. A fi eretic înseamnă a fi nebun. Nebunia, Sfinții Părinți spun despre erezie că este nebunie. Deci iată că nu poate să fie un om sănătos la minte dacă este în afara Harului lui Dumnezeu. Și atâta timp cât noi încă suntem în afara Harului, suntem încă în păcat, suntem încă departe de Hristos. Hristos s-a răstignit pentru noi, dar noi încă suntem departe de El. Încă nu luăm roadele jertfei de pe cruce prin această stare de a recunoaște ceea ce suntem și de a cerși Harul lui Dumnezeu așa cum El îl cere. Dar ca să nu mai lungesc vorba, așa, am să citesc un mesaj, așa, pe care este critic la adresa mea,
Și apoi o să încercăm să răspundem la acest mesaj, pentru că e important, orice critică este binevenită și, bineînțeles, dacă este făcută din dragoste și așa cum eu vă vorbesc vouă, din dragoste. Dacă nu vă vorbesc nici ca să mă dau mare, nici ca să mă arăt pe mine, să mă vadă lumea, să fiu cunoscut, sau lucrurile acestea, ce să fiu cunoscut? Ca să mă înjure cât mai mulți? Efectul faptului că vă spun ceea ce vă spun este că din ce în ce mai mulți mă înjură, nu? Așa, păi ce om sănătos la cap vrea să fie înjurat? Oamenii vor să vă mângâie cu cuvinte frumoase, să vă spună lucruri, să vă spună minciuni care să vă gâdile urechile, să vă manipuleze atunci când vor să fie bine văzuți de oameni. Dar cineva ca mine care vă spune lucrurilor pe nume, pe șleau, care vă spune adevărul așa cum este, cu ce poate el să fie remarcat sau să fie iubit sau să fie, să se auto promoveze? Din contră, deja iată că de ani de zile, încă din 2016, chiar din 2015-2016, se duce o campanie mediatică împotriva mea la nivel național, oameni buni, după cum vedeți și după cum bine știți. Este o campanie extraordinar de mare împotriva mea, personală, deși eu sunt un vierme, neinteresant. Parohia mea este compusă din câteva persoane, suntem o comunitate extrem de mică, nu deranjăm pe nimeni, nu avem... Și totuși deranjăm pe toată lumea, înțelegeți? Deranjăm pe toată lumea și deranjăm extrem de tare. Haideți să vă citesc ce spune acest mesaj. Zice: Părinte, cred că exagerați și cred că smintiți oamenii împotriva bisericii. Iertați-mă, dar cred că e cam prea mult ce faceți și ce ziceți. Îl avem ca exemplu, printre mulți alții, pe cuviosul Efrem din Arizona, care nu a întrerupt nicio pomenire, nu a stat toată ziua să facă clipuri pe YouTube unde să arate cu degetul greșelile și păcatele altora, n-a avut timp nici de făcut filmări, nici de stat pe net să vadă ce zic alții în clipurile, podcasturile lor și nici nu s-a aruncat expres în mărturisiri, de dragul mărturisirii, iar duhovnicul sfinției lui a fost însuși un sfânt. Cred că exagerați. Vă rog să-mi iertați îndrăzneala. Doamne ajută, Vlad. Închei citatul, închei comentariul. Dragul meu Vlad, Dumnezeu să te binecuvinteze. Cu mare drag am să-ți răspund la acest comentariu, pe care cred că l-ai făcut din toată inima și cred că sunt frământările tale și sunt niște frământări reale. Aceleași întrebări mi le pun și eu despre mine. Întotdeauna îmi pun întrebarea: dacă nu sunt în înșelare, dacă nu sunt un om pierdut, dacă nu sunt în afara Bisericii lui Dumnezeu, dacă nu sunt dacă nu duc lumea într-o exagerare și așa mai departe. Toate aceste întrebări pe care tu le pui aici, le pun și eu. Dar haideți să vedem dacă lucrurile într-adevăr stau așa, pentru că eu sunt oricând gata să-mi cer iertare, să mă îndrept, să spun am greșit, să spun iată, exagerez, pentru că de fapt Biserica Ortodoxă Română nu are niciun fel de problemă, Sinodul din Creta nu a dat dogme noi, nu s-a schimbat nimica, oamenii se vindecă în continuare în biserică, dogmele nu s-au schimbat, Sfinții Părinți de la sinoadele ecumenice care au combătut dogmele eretice la sinoadele ecumenice au fost niște nebuni exagerați, pentru că au combătut niște lucruri care nu trebuia să le combată, că nu erau rele, nu? Ereziile nu sunt rele, nu? Ereziile nu ne scot în afara Bisericii lui Hristos, nu? Așa ar trebui să vedem. Dragul meu Vlad, vreau să spun un lucru extrem de important, și anume că se pare că tu n-ai înțeles un lucru, și anume cât de gravă este erezia Sinodului din Creta din 2016. Ce a adoptat Biserica Ortodoxă Română la Sinodul de la Creta în 2016?
16. Lucrul acesta nu l-ai înțeles. Și atunci, neînțelegând gravitatea lucrului, atunci bineînțeles că ți se pare că tot ceea ce spun eu este exagerat. Pentru că nu știi, nu ai studiat, nu ai văzut cât de grav s-a schimbat ecleziologia Bisericii Ortodoxe. Și dacă te uiți bine, vezi că părinți mari, cum este Părintele Gavril din Sfântul Munte Athos, spune că toți aceștia care au semnat la Creta, da? Toți aceștia, ei au vândut pe Hristos acolo. Deci au vândut pe Hristos. Adică au făcut un lucru extrem, extrem de grav. Prin ce au vândut pe Hristos? Păi biserica este trupul lui Hristos. Deci în primul și în primul rând, dragul meu Vlad, trebuie să cunoști cateheză. Deplâng această lipsă de cunoaștere a Ortodoxiei. Avem, din păcate, o populație românească care nu-și cunoaște propria credință. Nu înțelege că dacă o singură dogmă se schimbă, omul nu se mai poate mântui. Pentru că dogmele sunt adevărurile veșnice, descoperite de Dumnezeu oamenilor, formulate în sinoade ecumenice pentru mântuirea oamenilor. Sunt acele rețete, da? Acele învățături care sunt la nivel mental, la nivel rațional, pentru că Dumnezeu nu este irațional, ci El este rațional și suprarațional, dar nu este irațional, nu este ilogic, este supralogic, este logic, dar nu este ilogic, pentru că Dumnezeu este Cel care a creat și legile fizicii, El a creat logica, El a creat legile Universului, El a făcut atracția gravitațională, El a făcut Pământul, El a făcut Soarele, El a făcut întregul Univers. El a dat aceste legi ale fizicii, ale chimiei, care funcționează după niște reguli, așa cum oamenii de știință le descoperă, că sunt niște reguli clare. Înseamnă că Dumnezeul nostru, creatorul acestor reguli, este un Dumnezeu rațional și supra-rațional, dar nu irațional. Și atunci, iată că biserica are ca bază, dogma, dogmele ei sau învățăturile ei. Învățăturile ei, acestea descoperite de Dumnezeu, dacă aceste dogme se schimbă, degeaba, vedeți, probabil că ați fost sau ați văzut vreodată cultul greco-catolic. Ați văzut că greco-catolicii, preoților greco-catolici, se îmbracă exact ca ortodoxii, săvârșesc aceeași liturghie, doar că îl pomenesc pe papa. Atât. Dar în rest, ei fac toate la fel. Nu au nicio diferență între noi și greco-catolici și ortodoxi. Nu e nicio diferență. Singura diferență e că ei îl pomenesc pe papa, nu? Bun, și cum se face totuși că acești greco-catolici sunt în afara Bisericii lui Hristos? Prin faptul că îl pomenesc pe papa, că sunt rupți de Biserica Ortodoxă, de trupul lui Hristos. Înțelegeți? Printr-o dogmă falsă și prin mai multe dogme false, de altfel. Iată și acum, prin sinodul de la Creta, o singură dogmă dacă s-a schimbat, iar acolo s-au schimbat mai multe dogme, la Creta, așa cum am arătat în foarte multe filmulețe, și dacă vă uitați și la filmulețul explicație logică, științifică, asupra textelor sinodului de la Creta, înțelegeți foarte bine cum stau lucrurile. Iată, dacă ai înțelege gravitatea faptului că cei care nu mărturisesc astăzi în Biserica Ortodoxă, efectiv își pierd mântuirea, că Duhul Sfânt nu mai lucrează acolo unde nu este mărturisire, iar când mă refer la lucrare, la lucrarea Duhului Sfânt, nu mă refer la validitatea tainelor. Nu. Este clar că atâta timp cât un prezbiter, un episcop, o biserică nu a fost condamnată, tainele ei sunt taine, rămân taine. Însă, problema se pune dacă noi ne mai vindecăm, dacă noi mai putem să înțelegem lucrarea lui Dumnezeu și dacă putem să ne luminăm, să ne dăm seama că de fapt tainele acestea nu sunt niște chestiuni magice, ci de fapt este vorba despre o relație vie cu Hristos cel viu. Din păcate, oamenii au pierdut această relație cu Hristos. Ei au o relație cu niște ziduri, cu un preot, cu icoane, cu moaște, cu niște taine, dar nu au relație cu Hristos. Pentru că ei au rupt clădirea, au rupt tainele, au rupt icoanele, au rupt liturghia de Cel care este izvorul acestora, și anume de Iisus Hristos. Aici este marea problemă. Și atunci,
Hristos spune așa, Hristos spune că El este capul bisericii și că trupul său suntem noi, membrii bisericii lui Hristos, da? Membrii bisericii ortodoxe. În momentul în care sinodul din Creta afirmă că nu cunoaștem care sunt granițele bisericii, că putem să afirmăm că și ceilalți, de fapt, într-un anume fel, fac parte din biserică și ereticii, adică cei care nu fac parte din trupul lui Hristos, ei devin parte din trupul lui Hristos, înseamnă că noi îl blasfemiem pe însuși Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Înțelegeți? Deci cât este de grav lucrul acesta? Este extrem, extrem, extrem de grav, da? De aceea trebuie să înțelegem de ce lucrurile sunt în halul acesta de grave. Adică se pune problema unei gravități extraordinar de mari, da? Dar pentru asta trebuie, bineînțeles, ca să înțelegem, da? Să înțelegem de ce este atât de grav. Pentru că dacă nu înțelegem lucrul acesta și dacă nu studiem, să înțelegem, să ne facem o opinie corectă, o opinie teologic bazată, da? Dacă nu studiem și dacă suntem superficiali, bineînțeles că atunci tot ceea ce spun eu este o exagerare, nu? Pentru că, de fapt, eu nu consider important lucrul acesta, pentru că nu îl cunosc, de fapt. Pentru că dacă l-aș cunoaște, n-aș mai putea să o văd ca pe o exagerare sub nicio formă. Haideți să vedem mai departe. Deci, smintiți oamenii. Păi da, normal că un om care nu are o înțelegere se smintește pentru că el nu înțelege. De fapt, el nu înțelege nici măcar de ce este în biserică, de ce se duce duminica la biserică. Sau el nici nu se împărtășește, n-are nicio legătură cu Hristos. Exact. Mergem mai departe. Iată, zice așa Vlad. Îl avem ca exemplu printre mulți alții pe cuviosul Efrem din Arizona, care nu a întrerupt nicio pomenire și nu a stat toată ziua să facă clipuri pe YouTube unde să arate cu degetul greșelile și păcatele altora. Bun, haideți să explicăm puțin, pentru că este un subiect cunoscut mie. Este un subiect cunoscut mie și, după cum știți, am fost și în Arizona. Ați văzut și filmulețul pe care l-am făcut cu părintele Efrem, duhovnicul mănăstirii din Arizona, Efrem cel Nou, da? E, și să vă spun câteva lucruri despre cuviosul Efrem din Arizona, pentru că am avut ocazia să am de-a face cu ucenicii lui și chiar să stau acolo în mănăstirea Sfântul Antonie din Arizona. Pot să vă spun mai multe lucruri legate de acest subiect, pentru că oamenii nu cunosc exact ce s-a întâmplat acolo, care este starea de lucruri. Trebuie să știți un lucru, că părintele Efrem, vorbim de anul 2015-2016, părintele Efrem, un părinte cu harisme duhovnicești, un părinte care a construit, a făcut 20 de mănăstiri care sunt care efectiv înconjură toată America. Am avut ocazia să merg acolo, în locul unde părintele era, la Arizona, și să aflu niște lucruri pe care vreau să le împărtășesc cu voi și cu Vlad, bineînțeles, ca să înțelegeți exact despre ce este vorba, da? Să înțelegeți exact despre ce este vorba, pentru că, vedeți, oamenii nu cunosc multe aspecte și își fac niște idei greșite, da? În primul și în primul rând trebuie să știți că până în 2015, până în 2016, putem spune că, la modul cel mai clar, putem să afirmăm că nu exista niciun motiv palpabil, nu exista niciun motiv clar, așa, de întreruperea pomenirii. Nu exista un astfel de motiv. Nu exista, pur și simplu, pentru că chiar dacă s-au făcut anumite acorduri eretice, chiar dacă s-au făcut rugăciuni în comun cu ereticii, chiar dacă s-au făcut anumite prezența Bisericii Ortodoxe a preacurvit cu ereticii, să spunem așa, totuși lucrurile acestea nu au fost adoptate la nivel de dogmă bisericească, nu au fost adoptate la nivel de sinod, înțelegeți?
Deci chiar dacă s-a schimbat calendarul, de exemplu, nu a fost schimbarea calendarului, nu a fost o chestiune sinodală în 1924, de exemplu. N-a fost un motiv clar, serios pentru a întrerupe comuniunea, pentru că nu putem să-i considerăm neapărat eretici, da? Putem să-i considerăm că au făcut acrobații, că au avut o diplomație, că au spus lucruri care nu au fost neapărat receptate de biserică. Adică pleroma bisericii nu a acceptat aceste lucruri, da? Nu a acceptat nici Șambesiu, nici Balamandu, ca să vă spun, adică comuniunea cu monofiziții neapărat sau celelalte erezii. Ideea că există doi plămâni ai bisericii ortodoxi și romano-catolici și așa mai departe. Deci nu a existat, nu a fost receptate de pleroma bisericii, nu a fost acceptate din punct de vedere sinodal în totalitate, deși sunt anumite lucruri care au fost și acceptate sinodal la nivel local, dar nu ceva care să aibă pretenția de a fi Sfânt și Mare Sinod al Bisericii Ortodoxe, pentru că denumirea de Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe este dată numai Sinodului Ecumenic. Deci, cu alte cuvinte, acest sinod din Creta are pretenția de a fi un sinod ecumenic, fraților. Trebuie să reținem lucrul acesta. Și acest sinod va rămâne în istorie ca dogmă a bisericii dacă acest sinod este receptat de către pleroma bisericii. Adică pleroma înseamnă de către credincios până la ultima babă, dacă e receptat. Până la ultimul prezbiter din ultimul sat. Dacă este receptat, dacă el nu face nimic, dacă ei nu fac nimic, pentru că acum ce avem? Avem o învățătură eretică care a fost adoptată sinodal, interortodox, să spunem că n-au participat patru biserici și acele patru biserici n-au participat și datorită mie și muncii pe care am făcut-o alături de Patriarhul Neofit, Dumnezeu să-l ierte, al Bulgariei, de Patriarhul Ilias al Georgiei și apoi mai departe Dumnezeu a lucrat și pentru Patriarhia Moscovei ca să nu participe prin influența lui Putin, care i-a interzis Patriarhului Kiril să meargă la Creta în urma scrisorilor pe care le-a primit și a înțeles că este o problemă și este o capcană, da? Mersul la Creta, deși până atunci Patriarhul Kiril era foarte dornic să meargă la Creta, punând chiar presiune pe Patriarhul, așa cum am spus data trecută, pe Patriarhul Bulgariei Neofit, așa, ca să meargă la Creta. Lucrurile s-au schimbat apoi din punct de vedere politic, da? Pentru că a fost o influență politică clară acolo, pentru care Rusia nu a fost la Creta, dar nu că nu ar fi vrut și nu că ar fi fost programat, ci datorită faptului că au înțeles că este o cursă a Occidentului pentru ortodoxie și a înțeles că Putin a înțeles lucrul acesta, că dacă Rusia va merge la Creta, se va fărâmița biserica rusă în mii de bucăți, se va întrerupe pomenirea peste tot, se va crea un haos și, bineînțeles, ei nu vor asta acolo, da, din motive etnofiletiste, nu contează, e treaba lor, dar noi spunem exact cum stau lucrurile. Bun, iată că aceasta este situația. Biserica Ortodoxă Română mai face un pas și anume, chiar și pentru cei care nu au fost la Creta, da, ierarhii care nu au fost la Creta, în Sinodul Bisericii Ortodoxe Române s-a adoptat oficial textele Sinodului din Creta, spunând că ele mai trebuiesc explicitate, dar nuanțate, dar nu schimbate și nu modificate. Atenție mare! Și atunci iată că și în al preasfințitul Teodosie deocamdată este părtaș la Creta, chiar dacă nu a fost la Sinodul din Creta și n-a semnat, așa cum spune el, însă, prin faptul că nu respinge public Creta, el e părtaș la Creta, părtaș la această erezie. La fel și orice prezbiter din România care nu respinge public Creta, măcar la el în parohie, în predică. Da? Și la spovedanie și așa mai departe, nu au curaj să facă asta ca să nu-și piardă postul și păpica. Da. Bun, acum haideți să trecem mai departe la părintele Efrem, la cuviosul Efrem din Arizona, ca să înțelegeți exact cum stă situația de fapt. Cuviosul Efrem din Arizona, înainte de sinodul din Creta, și-a dat seama că a fost pus în primul rând, a fost pus în fața unor mari presiuni din partea unor forțe oculte
acolo în America, așa, pentru a ceda stăreția mănăstirii Sfântul Efrem. Sfântul Antonie. Sfântul Antonie cel Mare din Arizona. Eu mi-aduc aminte că vedeam foarte clar pe drumurile din deșertul Arizonei, că am stat suficient timp acolo, vedeam mașini cu număr cu compasul și echerul. Nu aveau numere de matriculare. Erau mașini negre cu compasul și echerul. Acolo masoneria conduce. Da? Acolo aceia nu au niciun fel de lege. Ei sunt deasupra oricărei legi. Da? Am văzut cu ochii mei lucrul ăsta. Adică nu e o poveste. E, vă dați seama, cum poate să reziste o mănăstire ortodoxă într-un astfel de mediu? N-are cum. Este o minune că părintele Efrem Cuviosu, Efrem din Arizona, a reușit să reziste și să facă aceste mănăstiri acolo, într-o zonă care este complet controlată de masonerie. Deci este minunea aici, numai minunea lui Dumnezeu. Dar bineînțeles că există și slăbiciunea omenească, există și mulți alți factori care intervin. Și părintele Cuviosu Efrem din Arizona a cedat stăreția unui fost pilot de aviație militară americană, de origine greacă, care a fost și prin muntele Athos, și anume părintelui Paisie, cel care este și astăzi stareț al mănăstirii, Sfântul Antonie din Arizona. Trebuie să știți că în momentul în care am ajuns în... am să vă spun așa această istorie personală, această istorie reală, personală. Am să vă dezvălui și vreau să o împărtășesc cu dumneavoastră ca să înțelegeți de fapt cum stă situația acolo și în ce condiții era ținut cuviosul Efrem din Arizona. Trebuie să știți că în momentul în care am ajuns în Statele Unite, am făcut cerere, am fost chemat de mitropolitul Iosif al Patriarhiei Antiohiei, el mi-a făcut invitația. Am și slujit în mai multe parohii antiohiene, în Idaho și în Washington. Am slujit acolo mai mult timp. Am avut ocazia să fac acest schimb de experiență, să cunosc credincioșii ortodoxi americani convertiți la ortodoxie. Am avut ocazia să slujesc, să fac botezuri, să merg în casele oamenilor, să văd cum este ortodoxia americană. M-am bucurat foarte mult de faptul că părintele Gregory Horton, prietenul meu și cel care a fost sufletul invitației venirii mele în Statele Unite, părintele Gregory de la Meyer Bears, Mironosițele Femei, Biserica Mironosițele Femei, Sfintele Mironosițe din Idaho, din zona aceea, așa, m-am bucurat să mergem, să vedem cum în fiecare săptămână mergeam în casele credincioșilor și acolo făceam rugăciune, mâncam împreună, discutam, părintele discuta, se adunau mai multe familii și se trăia într-adevăr o atmosferă de biserică din primele veacuri creștine. Acea atmosferă în care credincioșii erau cu adevărat formați în duhul acesta al ortodoxiei, ei fiind foști protestanți, romano-catolici sau alte secte, budiști sau și așa mai departe, erau unii japonezi convertiți la ortodoxie și botezați în credința ortodoxă, care au făcut cel puțin 2 ani de cateheză. Aceasta era linia părintelui, nu exista cineva, chiar părintele avea catehumeni care deja erau de 7 ani catehumeni, pentru că încă nu au înțeles ortodoxia cum trebuie și încă erau catehume, nu-i boteza imediat părintele. Am trăit această experiență frumoasă, după care am plecat am vrut să plec în Arizona și m-am lovit de acest lucru, și anume că mănăstirea Sfântul Antonie din Arizona mi-a cerut ca să am binecuvântarea Arhiepiscopului Americii al Patriarhiei Ecumenice pentru a veni în mănăstire. Știm că de obicei binecuvântarea Arhiepiscopului se cere numai atunci când dorești să slujești în mănăstire, nu pur și simplu ca să o vizitezi. Ei îmi cereau
ca să binecuvântare ca să mă duc în mănăstire știind cine sunt. Bineînțeles, veneam din partea cu binecuvântarea mitropolitului Serafim al Pireului. Eram cunoscut de mănăstire și ceva punea un mare semn de întrebare. Era o mare neliniște faptul că eu vreau să mă duc acolo. Bineînțeles că nu puteam să mi se îngrădească libertatea ca și om liber, așa, prezbiter al Bisericii lui Hristos în Biserica Ortodoxă, să mă duc acolo. Dar iată că exista această... Deci mi s-a pus această condiție ca să primesc binecuvântarea arhiepiscopului Americii, Iacovos. Era atunci, nu acesta Elpidoforos, era cel dinainte, arhiepiscopul Iacovos, dacă nu mă înșel. Și atunci Dumnezeu a făcut o minune și cred că și cuviosul Efrem a făcut o minune, în sensul că ajungând, am dat telefon la arhiepiscopia Americii, dorind să vorbesc cu arhiepiscopul, eram știind că sunt persoana non grata în Patriarhie Ecumenică, nu sunt iubit, ei probabil că gândul a fost că cu siguranță n-o să primesc nicio binecuvântare și atunci efortul de a veni în Arizona ar fi unul în zadar. Pentru că, iată, cu siguranță nu voi primi această binecuvântare, ca să spun așa, de a veni în Arizona. Dar iată că lucrurile nu s-au desfășurat așa, ci s-au desfășurat altfel. Și anume, în momentul în care am sunat, acolo a răspuns o doamnă secretară a arhiepiscopiei, care mi-a spus că arhiepiscopul este plecat în Grecia. Era plecat în Grecia și că nu poate să dea binecuvântare fiind în Grecia. Și atunci am zis, doamnă, eu am binecuvântarea mitropolitului meu, Serafim al Pireului, atunci eram în Pireu, pe vremea aceea, în Grecia. Și e vorba, deci vorbim de anul 2017, dacă nu mă înșel, 2015, 2016, 2017. Deci vorbim de anul 2017, când s-a întâmplat aceasta. Și i-am rugat-o frumos să facă ceva, să rezolve cumva situația, să ia legătura cu arhiepiscopul cumva, să primesc binecuvântare. Iată că doamna respectivă mi-a spus, părinte, stați liniștit, că nu este nicio problemă. Eu am ștampila arhiepiscopului, am semnătura lui și am să trimit această binecuvântare. Nu vă faceți probleme, sper să nu-i fac probleme doamnei respective spunând lucrul ăsta, dar cred că nu mai este acolo, că s-a schimbat și arhiepiscopul, acum e acest Elpidoforos, mă iertați, așa, acolo. Și cred că nu-i fac probleme doamnei, probabil că o fi și ieșit la pensie. Acum, doamna respectivă, probabil că după aia a luat și binecuvântare de la arhiepiscop, sau nu a luat, nu știm. Cert este că dumnea ei, fără ca eu să îi spun ceva sau să fac ceva, a obținut... Așa cum ca o secretară a obținut binecuvântarea arhiepiscopului, care probabil că nici nu era în cunoștință de cauză. Da, înțelegeți? Da, nu știu ce să spun. Asta a fost minunea lui Dumnezeu, ca eu să ajung acolo. Și această scrisoare a fost, mi s-a dat, scrisoarea respectivă, am primit-o pe mail, cu ștampila arhiepiscopiei și cu semnătura arhiepiscopului, care probabil că era o semnătură făcută prin ștampilă. Că știți că de obicei secretarii spun, domnule, dacă este o problemă din asta neimportantă și ceva care să nu necesite prezența mea, tu, ca secretar, ai dreptul, ți se derogă dreptul de a folosi ștampila, semnătura arhiepiscopului. Nu este ceva ilegal sau ceva rău. Este pur și simplu, se face lucrul acesta de foarte multe ori. Se procedează așa în birourile, în secretariatul unei episcopii, unei mitropolii, în momentul în care nu sunt lucruri esențiale. Dom'le, dacă cere cineva o binecuvântare să se ducă în Arizona, îi dai acolo că nu e ceva... Bine, dacă se afla că e Matei Vulcănescu, prezbiterul care vrea asta, probabil că nu se mai realiza. Dar iată că așa am reușit să obțin această binecuvântare. M-am dus în Arizona și acolo, la intrare, la barieră, era un diacon rus, îmi aduc aminte, care se uita la mine foarte urât.
Eu eram cu un medic, stomatolog, și finul meu, așa, pe care, da, așa, am ajuns acolo și deodată era foarte, zice, vrem să vedem binecuvântarea. Dumneata n-ai nicio binecuvântare să vii aici, arată binecuvântarea. Erau foarte mirați cum am primit eu binecuvântare. Zic, domne, sunați la arhiepiscopie, vorbiți cu arhiepiscopul, uitați, aceasta e binecuvântarea. Și într-adevăr, eu nu cred că i s-a mai întâmplat altui părinte, prezbiter, protoprezbiter, așa ceva. A sunat imediat la arhiepiscopie să verifice dacă aia nu este un fals. Și a verificat și a văzut că într-adevăr nu este vorba de un fals, că într-adevăr am primit binecuvântare, că totul este în regulă. Și iată, n-au avut ce face și au trebuit să mă primească în mănăstire. Îmi aduc aminte, cu ajutorul lui Dumnezeu, că am fost primit în mănăstire. Părintele Efrem, în fiecare dimineață, la ora 11 dimineața, ieșea afară să binecuvinteze poporul. Dar iată că, de când am venit eu în mănăstire, Părintele Efrem nu mai ieșea să binecuvinteze poporul. Și de aceea am avut așa o... De ce se întâmplă? Am început să întreb, am întrebat pe stareț. Ce se întâmplă? De ce nu mai este, de ce nu mai iese să binecuvinteze poporul? Și toți îmi spuneau, el este bolnav în spital, este bolnav în spital, bolnav în spital. Am aflat de la medicul care era cu mine, am aflat de la acest medic care este rudă cu mine, că în spitalele din Statele Unite trebuie să fii super milionar să stai o săptămână. Adică nu este cum e în Europa, da, te duci și stai în spital cât vrei și trebuie să ai foarte mulți bani ca să stai în spital. Da, nu există sistemul ăsta medical. Nu, deci este chestiunea că părintele Efrem stă de 14 zile în spital pentru o gripă sau pentru nu știu ce, este o totală minciună. Da, așa mi s-a spus, nu este deloc adevărat, îmi spune, iată, cineva din sistemul medical, ci pur și simplu se pare că părintele era ținut în încuiat efectiv în camera lui ca nu cumva să se întâlnească cu mine. Da? Acesta era de fapt, se pare că acesta era de fapt adevărul. Pe lângă lucrul acesta, părinții din mănăstire care erau ca și teleghidați acolo, parcă văd filmul sau cartea, parcă citesc cartea Numele Trandafirului a lui Umberto Eco, așa mă simțeam acolo în această mănăstire, toți erau foarte ca pe țepi. Mergeau ca pe țepi, ca pe ghimpi, efectiv, și spuneau, mă întrebau tot timpul, când plecați, când plecați, când plecați, când plecați. Mă, nu puteau să mă dea afară pentru că aveam binecuvântare, eram în regulă, eram canonic, eram în regulă, dar în același timp mă întrebau în continuu, când plec, când plec, când plec, când plec. Mai ales starețul. Era foarte dubioasă acea. Zic, nu plec până nu vine părintele Efrem. Vreau să vorbesc cu el. La un moment dat... au început să-mi facă șicane. Și prima șicană a fost că băiatul medicului care era cu mine a spus clar, a exprimat clar faptul că nu are voie să stea acolo unde sunt semințe, semințe de dovleac, semințe de porumb și așa mai departe, pentru că este alergic și dacă îi se declanșează alergia, moare. Deci este extrem de grav, este o alergie care te omoare, la fel cum e și creta. Da? Creta este o alergie care te omoară. Unii zic, exagerez, domne. Hai, domne, stai, domne, în porumb. Păi da, pentru persoana respectivă era alergic la porumb, la semințe și așa mai departe și murea. Deci dacă nu era, dacă nu se făcea nimic în maxim 10-15 minute, persoana respectivă, acest băiat putea să moară. E, unde credeți că l-au pus? Exact într-o chilie unde era porumb și semințe. Bineînțeles că n-au putut să stea acolo, eu l-am luat la mine în cameră, dar părintele respectiv care se ocupa de cameră, le-au luat bagajele medicului și ale fiului lui și le-au scos afară. Medicul poate să confirme, bineînțeles, lucrul acesta. Le-au scos afară, da? Au scos efectiv afară hainele lor, tot, și le-au zis, părăsiți mănăstirea. Mie n-au putut să-mi spună lucrul acesta ca prezbiter, dar lor le-a spus, părăsiți mănăstirea. Ei s-au dus să stea într-un bungalow, într-un motel, să spunem, din deșert al unui mexican. Și căutau să vină în fiecare seară la Sfânta Liturghie. Să vină seara la Sfânta Liturghie, să vină noaptea, de fapt, la Sfânta Liturghie, să participe măcar așa. Într-una din nopți,
s-a pus bariera în față, li s-a pus bariera în față și monahul care era la barieră a spus în limba engleză: nu chem poliția, plecați, nu aveți voie să intrați în mănăstire. La care medicul i-a spus: nu te supăra, tu știi al cui ucenic sunt eu? Și a spus: nu mă interesează, vă rog să părăsiți zona, că chem poliția. Și atunci medicul a insistat și a spus: nu poți să-l alungi pe ucenicul Sfântului Părinte Gheorghe Calciu Dumitreasa. Când a rostit aceste cuvinte, Gheorghe Calciu Dumitreasa, pentru rugăciunile lui să ne miluiască și pe noi, acest mărturisitor al Bisericii Ortodoxe din România, când a spus aceste cuvinte, acel monah efectiv a înghețat. Ca și cum a fost electrocutat. S-a simțit electrocutat când a auzit cuvintele Gheorghe Calciu, Părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa, da? Care până astăzi, apropo, până astăzi nu i s-a ridicat caterisirea de BOR, da? Nu, el e caterisit, el e sfânt slujitor și el e cică caterisit. Doamne ferește, de nebunia oamenilor. Da. Iată, în momentul acela, acel călugăr a spus: îl cunoașteți pe Părintele Gheorghe Calciu? Și a spus în limba română: eu sunt român. Și a zis: și eu sunt român. Vai, părinte, vai, domnule, mă iertați-mă, dar starețul mi-a dat ascultare să nu vă primesc în mănăstire. Înțelegeți? Totul era vorba de șicană la adresa mea, ca eu să părăsesc cât mai repede mănăstirea. Bine, bun, nicio problemă. A doua zi dimineață, primul lucru care îl fac, având acum și aceste probe de netăgăduit, mă duc în birou la stareț, starețul era în birou, și spun, bat la ușă și spun: chiar nu-ți e rușine? În limba greacă, bineînțeles, el fiind grec de origine, starețul Paisie. Așa, îi mai spuneam și îl numeam din clipa aceea, l-am numit și Richelieu. Da, pentru că se comporta exact ca Richelieu. Și am spus: nu-ți e rușine? Cum poți să faci așa ceva? Nu-mi dau seama ce înseamnă minciuna asta. Și el a stat așa și a spus: Patriarhul Bartolomeu e bun! Așa, și s-a ridicat și a ieșit afară din birou, lăsându-mă pe mine singur în birou. Văzând lucrul acesta, această stare de fapt, pentru că noi am venit cu pace, n-am deranjat pe nimeni, vreau să luăm binecuvântarea cuviosului Efrem, dar cuviosul Efrem era ținut, ascuns, și în ziua aceea am aflat ce s-a întâmplat. M-am dus la părintele Efrem, că era singurul prietenos cu noi. De el nu avea voie să se apropie de bătrânul Efrem. Era interzis apropierea de bătrânul Efrem. Și mă duc și ba la ușă. Era foarte multă, era coadă la el la ușă, erau acolo ruși, români, greci, sârbi. Așteptau să se spovedească la părintele Efrem, care este de origine indian, indo-american. Unul din cel mai vechi, de fapt cel mai vechi ucenic al cuviosului Efrem, tot Efrem îl cheamă, dar se numește Efrem cel Tânăr, cel mai vechi ucenic al cuviosului Efrem din Arizona, Filoteitul. Și atunci eu am bătut la ușă, el spovedea, deși era o coadă imensă și el n-ar fi avut timp să stea de vorbă cu mine, am stat de vorbă, dar nu așa, și am zis: părinte Efrem, vă rog frumos, vă rog, acum spovediți această persoană, aștept, când ați terminat de spovedit, oprim toată lumea, trebuie să avem o discuție extrem de serioasă asupra ceea ce se întâmplă în această mănăstire. Părintele a fost de acord, după ce s-a spovedit persoana respectivă, că era aici afară, am intrat cu părintele și cu medicul și cu băiatul medicului și am început să discutăm și părintele Efrem mi-a dezvăluit întreg, Efrem cel Tânăr, mi-a dezvăluit întregul adevăr. În primul și în primul rând mi-a spus că părintele cuviosul Efrem e ținut departe de ucenicii lui. Sunt niște monahi noi care nu sunt cunoscuți, care ei îl îngrijesc, starețul nu dă voie nimănui să se apropie și că situația stă în felul următor. Și acum ceea ce vă spun iarăși ca o bombă, așa, o bombă nucleară, pentru că asta e realitatea. Așa, dar trebuie să spunem adevărul, nu putem să trăim în minciuni și să spunem minciuni, da? Pentru că minciuna și ascunzișurile nu sunt de la Dumnezeu. Așa, bătrânul Efrem, în momentul în care a cedat stăreția mănăstirii, s-a retras
mi-a spus părintele Efrem cel Tânăr, s-a retras la o mănăstire de maici din Dallas. Acolo el a pus, în momentul în care și-a dat seama că a făcut o greșeală, că a pus mănăstirea, că a plecat din mănăstire, a lăsat egumenia lui Paisie, pentru că, și sfinții fac greșeli, nu înseamnă că dacă ești sfânt, gata, tot timpul ești infailibil și vorbește Duhul Sfânt în tine. Nu. Să nu idolatrizăm nici pe sfinți, da? Că nu este în regulă. Idolatria aceasta e moarte, înseamnă să-i transformăm în Hristoși, așa, fără să-i facem Dumnezeu. Așa, noi nu suntem păgâni, da? Numai păgânii au idoli. Noi nu avem idoli. Noi cu toții suntem sfinți, iar sfinții care au ajuns la îndumnezeire, aceia sunt sfinți pentru că ei se împărtășesc de harul necreat al Duhului Sfânt. Ce s-a întâmplat a fost că, părintele Efrem a chemat o cunoștință de-a lui din Canada, un medic din Canada, în care el avea încredere și a trecut toate averile mănăstirilor lui, le-a trecut sub numele acestui medic. În momentul în care s-a aflat lucrul acesta, în care starețul Paisie, noul stareț din Arizona, a aflat lucrul acesta, ce credeți că s-a întâmplat? Statul american, au venit mașini de poliție, au venit mașini, a fost luat cu forța bătrânul, cuviosul Efrem, de la mănăstirea de maici unde era îngrijit, a fost luat cu forța și dus la spitalul de nebuni. Unde? Acolo la spitalul de nebuni, deci la spital, a fost considerat ca fiind, deci ideea a fost ca să se spună că bătrânul nu are discernământ, e nebun și de aceea faptul că a cedat averile mănăstirilor acestui om care era ucenicul lui de încredere, da, este din lipsă de discernământ, omul fiind schizofrenic, nebun, așa. Deci gândiți-vă câtă manipulare s-a făcut pentru că cuviosul Efrem era arătat în fața ortodoxilor ca fiind sfânt, iar în fața statului american și în fața judecătoriei ca fiind un nebun cu probleme psihice și bătrân, amblagit și așa mai departe. Trebuie să știți că din clipa aceea i s-au dat niște medicamente, niște droguri foarte puternice, în așa fel încât mintea părintelui să fie efectiv să zboare. Adică era ținut în fiecare zi în aceste droguri. De aceea vedem că el cam de prin 2014, 2015, 2016 vorbea așa aiurit, nu mai te înțelegeai cu el, nu mai... trebuie să știți că lucrul acesta s-a făcut voit. Deci lui s-au dat, așa mi-a spus, este mărturia părintelui Efrem cel Nou, amerindianu, așa. Deci el a făcut lucrul acesta, el ne-a povestit clar, este martorul acestor întâmplări. Da, deci el este cel care ne-a povestit, este un martor de mare încredere, da? Mi-a povestit cu durere în suflet lucrurile acestea, da? Cum, de fapt, bătrânul este, de fapt, ținut sub droguri, sub narcotice, ca mintea lui să zboare, să nu mai fie prezent. De aceea el, din 2014-2015, el, deci mi-a spus lucrul acesta care mi s-a părut înfiorător, nu numai că nimeni n-are voie să se apropie de el, că este dus așa puțin la ora 11 și că de fapt el este ascuns în cameră din cauza mea, eu eram cauza pentru care bătrânul era ținut în cameră, ca nu cumva să facă cineva vreo poză cu mine și eu, cu el și cu mine și eu să spun bătrânul a zis întrerupe spomenirea, de exemplu, să manipulez eu, să zicem. Părintele Efrem cel Nou mi-a spus, cuviosul Efrem din Arizona habar nu are că a fost sinodul din Creta. Deci asta în 2017, da? Nu i s-a spus niciodată că a existat acest sinod din Creta. Nu știe de existența lui. Și este ținut sub narcotice. Ce să vorbească cuviosul Efrem? Pentru că lor le era teamă. Tocmai de faptul că cuviosul Efrem acum, potrivit discernământului duhovnicesc pe care l-avea, cu siguranță ar fi spus ucenicilor lui și tuturor mănăstirilor să întrerupă comuniunea cu Patriarhul Ecumenic, care de data aceasta, prin sinodul de la Creta, a vândut ortodoxia. Deci înțelegeți unde s-a ajuns? Înțelegeți aceste adevăruri? Cine vi le-au spus? Cine a cunoscut situațiile acestea? Cine a fost la firul ierbii să vă spună lucrurile acestea? Eu!
Alții poate au fost la mănăstire, totul e frumos, intri, totul e mirific, acolo îngerii zboară prin ceruri și așa mai departe, călugării sunt sfinți în cerul. Nu e adevărat. M-am simțit acolo exact ca în iad. O atmosferă teribilă. Bătrânul era efectiv ținut captiv și se aștepta ca să moară mai repede și să se termine, să nu cumva să ia vreo atitudine. Deci, iată Vlad cum stau lucrurile. De aceea cuviosul Efrem nu a întrerupt nicio pomenire. Pentru că el nu mai era, era ținut sub droguri, sub narcotice, fraților. Da? Și nu a stat să facă toată ziua clipuri pe YouTube. Trebuie să știți că până prin 2014-2013 făcea videoclipuri foarte multe și Costa Zalalas punea aceste filme în limba greacă, le punea pe tot internetul grecesc, puteți să le găsiți. Există, deci Costa Zalalas este cel care l-a tradus în limba engleză. Există videoclipuri, părintele făcea aproape zilnic videoclipuri în limba greacă în care vorbea despre duhovnicie, despre antiecumenism, despre, vorbea despre toate lucrurile acestea. Chiar a scris o scrisoare către părintele Iustin Pârvu în care îl ceartă pe părintele Iustin Pârvu că a exagerat cu chestia cu cipurile și codurile de bare și așa mai departe, că este o exagerare și că lucrurile nu stau așa. Vedeți? Lucrurile acestea nu se mai spun, da? Deci, iată dragul meu Vlad, cum stau lucrurile. A avut timp de filmări cuviosul Efrem, a avut timp de filmări și vorbea foarte mult oamenilor, era filmat mereu, în fiecare zi vorbea și acum a ieșit la ora 11, dar atâta timp cât am stat eu acolo nu a fost posibil să iasă pentru că a fost frica lor, ei de-abia s-au bucurat să plec cât mai repede de acolo. Se uitau la mine, starețul se uita la mine cu o ură de nedescris, călugării se uitau cu ură pentru că erau, se pare, săracii spălați pe creier bine de tot. Iată situația nenorocită în care diavolul și parazitul acesta diavol, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, bineînțeles că nimic nu se întâmplă fără binecuvântarea lui Dumnezeu, a îngăduit ca părintele cuviosul Efrem, arizonitul, cuviosul Efrem, filoteitul și arizonitul, să fie drogat, să se întâmple toate lucrurile acestea. A îngăduit Dumnezeu pentru necredința noastră, pentru faptul că suntem idolatri, pentru faptul că nu ne cunoaștem ortodoxia. Păi e nevoie să spună cuviosul Efrem să întrerup pomenirea? Tu nu înțelegi singur lucrul ăsta? Părintele Teodor Ozisis, marele teolog, a întrerupt pomenirea datorită minciunii sinodului din Creta. Părinții mari, astăzi părinții mari, părintele Gavril, părintele meu duhovnic, părintele Maximus Caravas și mulți alții au întrerupt pomenirea. Părintele Irineu francezul, cel de la Vatoped, care avea moaștele Sfântului, avea brâul Maicii Domnului și dădea la închinare, a întrerupt pomenirea. Deci oamenii care au conștiință ortodoxă întrerup pomenirea, fraților. Ăia care n-au conștiință ortodoxă poate să-și găsească 1000 de motive pentru că se vede superficialitatea lor. De aceea, dragilor, întrebați-mă pe mine dacă aveți întrebări și legat de cum nu s-a dus Rusia în Creta. Nu mai ascultați mizeriile manipulării oficiale ale lui, cum îl cheamă, diaconului aceluia care a fost la Creta, Mavrichi, da? Ionuț Mavrichi, care abera cum rușii au făcut și nu știu, fără să aducă nicio dovadă. Eu am dovezile, fraților. Eu pot să vă arăt dovezile, să vă arăt realitatea, să vă arăt lucrurile exact cum stau. Da, să înțelegeți de ce Creta nu s-a dus în Rusia? Pentru că cineva l-a deșteptat pe Putin și e vorba de o scrisoare pe care a trimis-o Mitropolitul Serafim al Pireului și alte nume, așa, în care a arătat de ce nu are ce căuta Rusia în Creta, lucru pe care Putin l-a cercetat și a văzut că e așa, înțelegând că e mințit de Patriarhul Kiril și de către Ilarion Alfeev. Ilarion Alfeev a fost apoi și înlăturat, da? Deci uitați-vă la toate aceste aspecte. Asta nu înseamnă că suntem mari fani ai lui Putin, sub nicio formă, suntem împotriva războiului și a vărsării de sânge. Da, fie că e vorba dintr-o parte sau din alta, lucrurile nu stau bine deloc, nu este ceva plăcut lui Dumnezeu. Cred că oamenii aceia ruși se puteau retrage în granițele Rusiei și să se lase acele teritorii în plata lor,
așa, să-i lase în pace pe ucraineni, n-aveau ce căuta să moară atâția oameni degeaba, dar bineînțeles că și aceasta este tot cu îngăduința lui Dumnezeu. Nu este nimic fără îngăduința și fără binecuvântarea lui Dumnezeu. După cum vedem, Dumnezeu este, deci diavolul este sclavul lui Dumnezeu, da? Diavolul nu face ce vrea el, el face ce îi poruncește Dumnezeu, da? Sau ce îngăduie Dumnezeu, da? Lucrul acesta trebuie să le cunoaștem, să le știm și să le înțelegem bine, ca să știm exact despre ce vorbim. Iată, vă fac aceste dezvăluiri, pentru că am trăit la firul ierbii atâția ani, iată, aproape de mari personalități ale Ortodoxiei, am fost în centrul evenimentelor legate de Biserica Ortodoxă a Bulgariei, Biserica Ortodoxă a Georgiei, Biserica Ortodoxă Antiohiană, așa, în care iată că mă aflu în prezent tot prin pronia lui Dumnezeu, întrerupând însă pomenirea episcopului eretic, care ne obliga să acceptăm botezul ereticilor, da? Iar noi nu putem să îngăduim așa ceva, pentru că ar fi împotriva învățăturii lui Hristos. Și bineînțeles, ducem mai departe, în modul cel mai evident, ce ducem mai departe? Ducem mai departe Biserica lui Hristos. Suntem Biserica Ortodoxă Antiohiană. Nu am plecat nicăieri, da? Nu am plecat nicăieri. Biserica nu sunt zidurile, biserica sunt oamenii care mărturisesc ortodox. Atât de simplu este. Dar oamenii nu vor să înțeleagă lucrurile acestea. Dumnezeu să vă ajute, să vă binecuvinteze. Dragă Vlad, sper că te-am lămurit. Și dacă te-am lămurit, mă bucur foarte mult. Dacă nu te-am lămurit și mai ai întrebări, le scrii acolo, noi răspundem în continuare. Sunt Părintele Matei Vulcănescu și vă spun Doamne ajută!